Bună ziua! Și bine ați venit! Vă mulțumim că ați dat curs invitației de a fi astăzi prezenți. Este pentru noi un mare eveniment al comunei. Faptul că astăzi noi putem sărbători 21 de cupluri de frunte din comuna noastră care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsnicie. Noi am spus nunta de aur și v-am pregătit o mică surpriză cu ocazia nunții de aur, mai ales că sunt alături de noi preoții noștri. Dumneavoastră, pentru noi sunteți niște modele, pentru noi toți și mai ales ar însemna pentru cei tineri și mă bucur că văd în spate acolo probabil fii, nepoți, strănepoți. Și pentru noi este foarte mulțumitor faptul că astăzi este un adevărat exemplu de viață pe care ne-l oferiți dumneavoastră. Ne uităm la dumneavoastră și constatăm că sunteți niște adevărați gospodari ai comunei noastre. Uitați-vă la dânșică, pe frunțele lor încrețite se citește munca, se citește credința în Dumnezeu, se citește respect pentru familie, se citește respect pentru tot ce înseamnă viață. Doresc să vă felicit din tot sufletul în numele Consiliului Local Mănăstirea Cașin, în numele meu personal, în numele tuturor, pentru că sunteți niște gospodari vrednici ai comunității noastre. Datorită dumneavoastră este această minunată comună. Datorită muncii pe care ați desfășurat-o pe o perioadă de 50-60 de ani, copiii sunt la casele lor, iar dumneavoastră vă creșteți nepoții și cei mai frumos aveți și strănepoți. Este o datorie a comunității noastre să vă sărbătorim, să vă arătăm ca exemplu pozitiv, pentru că datorită dumneavoastră ați adus copiii în comună, și cea mai mare parte nu au plecat. Au gospodăriile lor și când ne uităm mai atent, sunt chiar gospodăriile pe care dumneavoastră le-ați făcut cu muncă și sudoare. De aceea dați-mi voie să mă plec în fața dumneavoastră și să vă spun un să trăiți că ne trebuiți. Bogăția cea mai mare a comunei sunteți dumneavoastră. Sunteți oamenii care ați investit în această comună. Și ați făcut gospodării astfel încât suntem una dintre cele mai mari comunități la nivel de județ. Avem peste 5.000 de locuitori. Datorită dumneavoastră, pentru că a strâns lângă dumneavoastră atât copiii, cât și nepoții și strănepoții. Vă urez o viață frumoasă, liniștită, să vă bucurați de copii, de nepoți, să creșteți strănepoți, iar bunul Dumnezeu să vă îmbrătească să aibă grijă de dumneavoastră, astfel încât să trăiți mulți ani fericiți. La mulți ani! Deci, al asemenea eveniment nu poate avea loc fără biserică și fără preoții noștri dragi ai comunei. Părinte Protocol, doamnă primar, vă mulțumim foarte mult pentru invitație și vă invităm la o rugăciune. Cred că eram în asentimentul dumneavoastră și al părintelui. Am ascultat cu mare atenție și chiar surprinzător discursul acesta, foarte frumos și profund. Și cred că știți cu toții că noi suntem în seara bunicilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului și atât Maica Domnului a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului, dar bunicii lui Iisus Hristos, dacă este după trup. Și lucrul acesta este cu totul lăudabil. Vă spun sincer, nu am completat împreună să fixăm această zi sau această oră. Și de aceea eu vă mulțumesc foarte mult în numele preoților și pentru invitație și pentru că iată se găsește loc ca biserica să fie în școală, să fie în căminul cultural și să fie la fântână, să fie peste toate lucrurile. Cu permisiunea dumneavoastră și vă rog să mă iertați. Vă spun la mulți ani, multă sănătate, mirele și mireasa, ne ridicăm să zicem o rugăciune, cam așa acum, cam așa se practică, că este ca un fel de aniversare de
50 de primăveri și dacă la 25 de ani de fiecare dată ne întâlnim biserică, la 50 de primăveri mai puțin îndrăstim, dar este rugăciune pentru acest lucru și atât mult fericit doamna primar a reușit acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație doamna primar, domnule viceprimar, ridicăm puțin, durează exact 5 minute, uitați-vă pe ceas, vă mulțumim foarte mult, o să facem o rugăciune. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești pe toate, ne plinești de Sfântul Unităților și Dătătorile de viață. Vino și te sărătuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește vărurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, iubește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și spunem împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, binecuvântăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Plina noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că Tău este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept, ascultăm noi Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu și Tiră. Doamne, slavă ție, Domnule. Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat vă zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va învăi în inima lui și va crede că ceea ce va spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că-ți las mișile veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel ceresc, să vă ierte vouă greșelile voastre. Dumnezeul Mântuitorilor, așa toată milostivirea, care milă este măsurată și iubirea de oameni adică ajunsă. La Ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur ca niște rom nevrednici, cu milință, aducem acum milostivire, mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra lumilor Tăi. Constantin și Maria, Gheorghe și Virginia, Gheorghe și Elena, Vasile și Maria, Gheorghe și Florica, Ioan și Doina, Gheorghe și Viorica, Nicolae și Caterina, Ioan și Dora, Gheorghe și Maria, Constantin și Maria, Viorel și Ana, Nicolae și Maria, Radu și Maria, Ion și Maria, Ioan și Maria, Nicolae și Elena, Virgil și Alexandrina, Mircea și Ileana, Gheorghe și Adriana, Nicolae și Maria. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te laudăm și iarăși văzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă Ta milostivire. Ca, precum ai binevoit, a primit acum rugăciune rugurilor Tăi. Și cu milostivirea ei învrednicită de semnului cererile, așa și de acum învrednicești, i-a spus într-o dreaptă credință, în dragoste cea către Tine și cea către aproape și într-o toate faptele cele bune și a dobândit ale Tale binefacere împreună cu toți credincioșilor Tăi. Mântuiește-ne de toată răua întâmplare, dăruiește-ne pace și liniște și ne învrednicește pe noi pe toți de la una a grei și a scântat ție. Și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Hrănului Tău Duh. Dumnezeului cel slăvit în ființă, că Tu ești Dumnezeu care mântuiește și mântuiește ție slavă, ținuță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în veci, veci, veci. Amin, Domnului, să ne rugăm. Amin, Tu ești.
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, doar să o cauți pe să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea cu cerice, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață dătoare, crucea ale Sfinților Împărați Constantin și Mamei sale Elena, ale Sfinților Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi, ca un bun și de oameni iubitor. Robinului Dumnezeu, tuturor celor care i-am pomenit și sunt sărbătoriți, la împlinirea celor 50 de ani de împreună vățuire, dă-le-lor, Doamne, sănătate, bună sporire întru toate, apără și păzește pre dânsii, întru mult și fericiți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să vă-i buniți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, pe Dumnezeu miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să trăiți la mulți ani. La mulți ani. Doamne.
Familia Ciocănel, Gheorghe și Elena. Familia Chelaru, Gheorghe și Florin. Să
familia Ionica, Ioan și Dora. Ma
mulțumim! Familia Papara Ioan și Maria. Thank you.
de la tot. Thank you.
Bună ziua și bine m-am găsit!